Intuiția este probabil cel mai înalt nivel de inteligență și cea mai valoroasă formă de gândire creativă. Despre vederea intuitivă vom afla lucruri interesante de la Andrei Lungu, general manager la BioInternet România. Vederea intuitivă este o direcție foarte nouă pentru România, nu a fost cunoscută, nu este mediatizată și atunci, la prima vedere, părinții își pun niște întrebări. Unde duc copilul acesta? Cu ce poate ajuta copilul? Într-adevăr, eu cred că intuiția este un dar de la Dumnezeu pe care noi cu toții îl avem, însă el nu este dezvoltat. Intuiția o avem, fiecare zi, în fiecare secundă ea vorbește, intuiția are o șoaptă, ne șoptește exact ce trebuie să facem, este ca o călăuză și de fapt este răspunsul din subconștientul nostru care știe. Pur și simplu are acces și la trecut, și la prezent, și la viitor. Și ar fi un sprijin extraordinar pentru orice om în viață, mai ales pentru un copil. Cursurile noastre de vedere intuitivă sunt pentru copii între 6 și 12 ani. La copilul de 6 ani, acel organ care este încă în studiu de știință, vorbim de glanda pineală, este cea mai activă vârstă a glandei pineale, este 6 ani. Practic, ce facem noi? Pe niște exerciții foarte simple, fără influență energetică, fără hipnoză, într-un joc, într-o școală de magicieni, unde copiii chiar se joacă. Ei creează, își folosesc intuiția cu succes mult mai mare decât adulții, însă prin aceste exerciții ce facem noi? Creăm niște conexiuni neuronale. Creind aceste căi neuronale, practic semnalele primite de glandă pineală ajung și sunt conștientizate și la un moment dat, pur și simplu, copilul, având o mască pe ochi, începe să vadă. La început se deschide o fereastră foarte îngustă, însă părinții în continuare primesc un manual cu toate scripturile exercițiilor și în continuare se joacă, se distrează cu ei acasă. Există niște exerciții pe care le fac cu masca pe ochi. Acolo este foarte mult solicitată focusul și atenția. Și în momentul când ei se odihnesc, noi în jocuri dezvoltăm anume intuiția. Adică noi, practic, marjăm direct în două direcții. Pe de o parte, dezvoltăm aceste căi neuronale și activăm noi centre a creierului. Asta aduce la creșterea IQ-ului, la crearea unui canal nou de percepție a informației, pentru că noi până acum comunicăm cu acele 5 simțuri pe care le avem și le cunoaștem cu toții și apare încă un nou canal de percepție a informației. Atunci copilul are capacitatea mai ușor să absoarbă, mai ușor să învețe orice. Ca rezultat, ce am observat și este foarte interesant, creștere în încrederea copilului în sine. Eu cred că este un lucru extrem de important pentru orice om, pentru că gradul de încredere îi oferă omului o altă viață. Copiii pot să diseneze, să facă lecții, să joace pe calculator cu acea mască pe ochi. Masca este o mască specială creată pentru călătorii. Adică nu este ceva absolut deosebit, este o mască creată pentru călătorii unde să fie deconectat simțul văzului. Deci, practic, prin ea nu trece lumina. Chiar în Italia a fost făcut un experiment unde au fost puse niște fotoelementi foarte sensibili la lumină și, într-adevăr, s-a demonstrat că pe acolo nu trece lumina. Și atunci, cum vede copilul? Evident că copilul vede prin alt canal de percepție a informației și, de fapt, este o percepție intuitivă datorită glandei pineale care este sensibilă la această lumină care ne înconjoară, pentru că lumina este nu numai prin foton, este și undă. Nici savanți acum încă nu-și explică cum se întâmplă. Această metodă, în momentul de față, este folosită foarte activ în Rusia. Noi participăm cu rezultatele noastre și scriem acum o carte împreună cu profesorii noștri din Slovacia, în India. Am văzut peste tot în lume există o astfel de mișcare, se lucrează în această direcție și la un moment dat toate aceste rezultate mici cărămizi vom crește o clădire unde vom putea într-adevăr să demonstrăm că este o metodă care poate să propulseze civilizația noastră într-o altă realitate, într-o realitate unde trăim într-o viață intuitivă, adevărată, care vine din interior, nu din exterior și putem să ne alegem cel mai bun drum. Copiii, de exemplu, la cursul nostru învață și să deosebească minciuna de adevăr, iarăși prin exerciții simple, dar lucrurile astea sunt foarte bune pentru un viitor. Ce poate oferi pentru viitor ca perspectivă este că omul, atunci când are nevoie de o informație, poate să-și folosească intuiția și aceste capacități, dacă ele sunt dezvoltate. Imaginați-vă dacă nu vom face un curs
de vedere intuitivă timp de 2 zile sau 3 zile sau 5 zile, dar asta ar fi predat între 6 și 12 ani la școală ca o materie în fiecare zi, atunci copiii noștri într-adevăr ar fi niște magicieni adevărați. În momentul când copilul va crește și va folosi aceste abilități, va folosi aceste canale, într-adevăr va avea niște rezultate foarte bune. Asta este cum ar fi să înveți o limbă sau două sau trei, dar de fapt este o limbă comună a subconștientului tău și atunci vorbim de lucruri destul de interesante. L-ați ascultat pe Andrei Lungu, general manager la BioInternet România.